Recent, angajații Comisariatului Raional de Poliție Florești au descoperit un caz de tâlhărie care a avut loc la data de 8 noiembrie curent în jurul orei 4 dimineața la stația Peco din satul Gura Camencii, Raionul Florești. Astfel, în dimineața zilei de 8 noiembrie, unitatea de gardă a CPR Florești a fost sesizată despre comiterea acestei infracțiuni. Deplasându-se la fața locului, grupul operativ a constatat că o persoană necunoscută de gen masculin cu căgulă pe față a intrat în oficiul operatorului, unde amenințându-l cu un pistol pneumatic a cerut banii din casă. Acesta însă a refuzat și a intrat în polemică, la care agresorul a efectuat câteva împușcături din pistolul pneumatic, după care a fugit. Operatorul a fost rănit în obraz, având nevoie de îngrijiri medicale, însă nu a fost spitalizat. Pe faptul dat de către secția urmăririi penale a CPR Florești, a fost inițiată o anchetă penală. Ulterior, în cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că în cazul comiterii acestei infracțiuni a participat și un complice care se afla în automobil parcat la un kilometru de stația Peco. Ca urmare al măsurilor operative de investigație, aceștia s-au dovedit a fi doi tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 20 de ani, unul din ei fiind locuitor al municipiului Chișinău, iar celălalt al satului Țiplești, raionul Sângerei. Actualmente, unul dintre suspecții este reținut în temeiul articolului 166 al Codului de Procedură Penală, iar în privința celălalt suspect sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală în stare de libertate. Dacă instanța de judecată va demonstra vinovăție tinerilor, aceștia riscă pedeapsă cu închisoare de la 6 la 10 ani.